Și uite că ne vedem și la ultimul video de pe acest an. O combinație așa de vlog cu cadouri, cu ce cadouri am primit, ce cadouri am oferit. Asta pentru că am zis că nu vreau să mai am în partea aceasta cu um, ce cadouri am primit, ce cadouri am oferit. Că nu. după aia o să se ducă, să zic așa, perioada asta, pentru că vorbim de cadourile de Crăciun. Ele ca idee pot rămâne și în continuare, pentru că sunt cadouri ce se pot face din punctul meu de vedere unele tot timpul anului, dar pentru început, ca să înțelegeți ce o să vedeți în următoarele minuțele, am filmat eu câteva cadre așa în zilele de Crăciun, brazii, cadourile cum se aflau pe sub unii brăduți, așa că am zis că să fac acest intro așa scurtu, scurtu, scurtuț, scurtuț, scurtuți și să vă spun ce o să vedeți în următoarele minute, iar apoi ne vedem imediat cu partea de cadouri. Au fost așa câteva imagini din ultimele zile, să zic așa, zilele de Crăciun, pentru că am filmat așa câteva secvențe pe aici-colo și am zis că hai să vin cu partea aceasta legată de cadouri, deși mai aștept eu una, de fapt două comenzi, dar una dintre ele a fost mai posibil să ajungă în perioada asta, una de la Sinsai, dar n-a ajuns, așa că n-a ajuns. N-a ajuns astăzi când filmez eu, dar o să vă arăt eu într-un. Cred că în următorul vlog, sper, și sper să ajungă până atunci. Și zic asta pentru că, na, printre cadourile primite de acest Crăciun, cam mai, cum se întâmplă, cred că mai, la mai multă lume, am primit și bănuți. Așa că am putut să-mi aleg și eu direct parte de ce doresc să primesc pe post de cadou. Așa că unul din cadouri este comanda aceea de la Sinsai, pe care o aștept și am dat-o fix în ziua de Crăciun, sincer să fiu. Iar al doilea este tot o comandă dată, culmea, tot în ziua de Crăciun, pe Shein care o să vină la mijlocul lunii ianuarie, cam așa, deci oricum nu intra aici. Dar, din ce am aici lângă mine? Am diverse chestii. Tot chestii așa pe care mi le-am ales eu, dar și chestii pe care le-am primit. Și, întâi de toate, îl avem pe domnul Reni. Da, el este Reni în caz de... Uh, nu-l cunoșteați. Uh, este un personaj foarte simpatic pe care l-am primit ca de acest Crăciun și de care mă bucur super tare pentru că îmi doream și eu un ren așa caragios și cu mufa acestuia. E și este foarte simpatic. Și este super simpatic. Eu ador plușurile, ador chestiile haioase și chiar îl doream pe domnul acesta. Uh, totul a plecat de la un ren din acela cu picioare lungi, mai înalt, dar uh, eu zic că el este mult mai simpatic, mai ales că știe să stea și jos pe fundulețul lui. Deci, da, chiar mi se pare o idee super de cadou și dacă mă bucur eu, sincer, fiu si la vârsta mea de așa ceva, cred că și copiii se bucură, sincer, să fiu. Apoi, o combinație foarte drăguță pe care am primit-o și eu și al meu soț. A, desigur, dulciurile, pentru că v-am spus că sunt o dar nu se fac dulciurile, mai ales că din ele au și dispărut, deja nu știu unde s-au evaporat dar mi-a plăcut super mult ideea cum erau puse acestea și anume chestia asta de la Milka, care avea aici așa jos în interior niște ciocolățele și bomboane, din ele cred că mai avem prin dulap și cu acest mai maimuțoi, pentru că încă nu ne-am prins care e treaba cu el, dacă e doar așa de formă sau funcționează, folosește la ceva, care are și un fermoar în spate și da, stați așa, că acesta este al meu, iar acesta este al domnului meu așa că da, îl avem pe domnul, nu știu dacă l-a botezat încă, dar aici îl avem pe domnul omuleze zăpadă și ce mi-a plăcut mie super mult a fost cum a fost prinsă, pentru că chestia asta era prinsă așa cu scorci de partea de jos și venea așa un cadou super, super drăguț și ai și locul pe unde bași bănuți și chestii de genul să le descopere cine primește acest cadou. Deci da, mi-a plăcut super tare ideea și mi s-au părut sincer să fiu și aceste jucărele. Și chiar mă gândeam, pentru că la un moment dat am fost cu o colegă, de-am făcut în fine niște cumpărături pentru o petrecere cu ceva copii și am luat atunci și chestii de genul și chiar mă gândesc, îmi pare eu că nu mi-am luat și eu unul. Și uite că Crăciun n-a știut, dar merită, pentru că efectiv chiar n-a știut de chestiile astea că pusese ochii așa pe ele. Bun, tot din sfera chestiilor, crăciunistice și trecem după aia și la alte la chestii. Mai am aici așa o cutiuță care mi s-a părut mie foarte fain ambalată în ideea aceasta de cutie, iar aici să are o etichetă cu numele și un clopoțel, că inițial, sincer, eu nu știam ce sună până m-am prins că este un clopoțel. Și -am de mult am două chestii și super simpatice, domnul omulese zăpadă, again, care face luminițe, bine, acum că n-am lumina aprinsă, lumina pe afară, nu știu cât de mult se vede, dar seara chiar se vede super, super fain acolo, sus pe mobilă și lângă brăduți și ne place și de el și să îl salutăm așa cu mânuțele lui și îmi place așa că are o față super drăguță și amuzantă. Și tot din sfera chestiilor chestiunistice, care mie, sincer îmi plac. Mai este acest felinar așa cu suport și înăuntru are loc de lumânare, desigur o lumânărică pe baterii, că eu nu sunt cu lumânărele clasice. Și îmi place super mult așa cum arată și de decor, poate fi și agățat de undeva. Și da, am colecționat ceva decoruri de Crăciun anul acesta, mai ales, să zic, acestea, domnovenii de mama mea. O să fie foarte fericită, pentru că eu chestiile acestea de iarnă le țin depozitate la ei acasă. Și când am împodobit pe aici și am făcut și brăduții, am plecat cu o cutie de la ei. Și cred că o să-i duc vreo trei înapoi. Nu știu ce feri... cât de fericită o să fie, dar... Bună, mami! În caz de vezi video, înainte să aduc cutiile, să știi să... Să nu te șochezi. Bun. Da. Și cam asta cu chestiile așa cu design creciunistic, uh, Hai să trecem la o gentuță. O gentuță pe care mi-am dorit-o super, super, super mult și pe care eu am luat-o și mi-am ales-o. Uh, ar fi aceasta. Este genul acela de gentuță care se poate face să o pui și crossbody și pe umăr, soții și de agățătoare, dar să o faci și el. Am mai avut ceva asemănător în trecut, doar că mă enerva foarte mult, bine, și-o luase mama mea, a enervat-o pe ea, am încercat să o folosesc eu, mă enervam la fel, pentru că era foarte moale și în momentul când desfăceai să scoți din ea, leșina așa toată pe partea din față. Lucru care la asta nu se întâmplă, pentru că are așa cumva o structură și îmi place super mult că are un buzunar măricel aici, unde pot să-mi țin abonamentul sau ce mai am nevoie. Apoi, iarăși, are un buzunar aici, care este destul de încăpător și are așa și o chestie divizată de poți să-mi țin telefonul, portofelul, să le am uh, la îndemână și separate. Iar apoi buzunarul mare și foarte încăpător, în care pot să țin diverse chestii și poate fi ca să scot și acestei gentuțe. Da, Deci vreau să zic că m-am tot uitat pe acolo de unde am luat-o și în spate mai are un buzunar de, că de el uitam. Uh, mă tot uitam, mă tot uitam, pentru că am zis că nu vreau să fie neagră, pentru că am o grează de genți negre. Mă uitam după ceva albastru, dar eu doream albastru la așa... ăsta, vorbim imediat și despre chestia aia. Uh, și nu avea. Aveam un roz așa simplu, pudrat, dar am o gentuță în culoare aia am zis că nu e cazul, mai ales pe culori de astea deschise, să mă dau foarte mult, câte una din fiecare mi-ajunge. Dar doream ceva să fie mai maroniu, dar nu maro ăla așa galben, nu știu cum să-i zic, tip ca mobila, nu știu dacă îi zic bine. Și am văzut-o pe asta așa, cafea cu lapte și zic da, asta căutam și nu știam. Asta e nuanța pe care o doresc, este și mai rezistent așa la murdărie, este și modelul care mi-a plăcut super mult. Pot face și ceapă și ghestan și sunt super fericită cu ea. Uh, bun, hai să iau de aici dacă v-am arătat-o. Uh, aceasta este o malețică care mie una mi-a plăcut super mult. Este de la pep luată și este așa super faină și simplă. Deci este efectiv o maletă simplă care are puțin, și puțin gât, dar nu gât din la care este strângă. Este doar așa puțin la bază și e foarte larg și lejer. Mi-a plăcut super mult nuanța. Mi-a și dorit eu una și pe negru, dar pe negru aveau numai L parcă sau XL. Asta e în mărimea M și eu M port de la ei și așa e o idee la oribuță, dar e ok, adică nu e nici strâmtă, strâmtă, nu e nici largă, e normală să zic că se potrivește și mi-a plăcut super mult pentru că o pot putea la mai multe combinații. Și tot din Pepco mai are, mai am eu ceva primit de la Moș și desigur ales de mine și anume acest plovăraș. Vă tot spuneam eu la un moment dat că m-am îndrăgostit de plovărașele alea cum mi-am cumpărat din uh, Turcia de am un roz, unul roz cu roșu așa, dar ăla chiar e așa ursuleț și ține foarte bine de cal. Și îmi pare rău că atunci când uh, mi le-am luat pe acelea, vă simt și unul pe maro care mi-a plăcut, dar am zis că, e, lasă, mă mai gândesc. M-am gândit de nu mi l-am mai luat și de atunci tot mai căutam măcar unul sau două plovăraș în alte nuanțe și l-am găsit pe acesta pe petco care mi-a plăcut super, super, super tare. Și este așa un albastru gri, mărimea M și el și da, și el face parte din uh, cadoul meu creciunistic. Și mai am ceva, stați așa, de am uitat să iau aici, lângă mine, imediat. Bam, bam, spălătorul de pensule, pentru că și el este uh, partea cadoului uh, primit de Crăciun, a unuia dintre cadouri. Iarăși o chestie pe care mi-am dorito și na, fiind de acolo pe listă, am zis că ok, haide. Dacă tot e vorba de cadou și îmi pot alege cadoul, aș dori ceva util în viață, cum desigur a fost și cu genduța, plovorașul și tot la fel, pe partea de ales chestii, uh, da, mușcăciun vine și de pe notino, asta pentru că am rămas în cutie, aveam eu pe listă trei produse, pe care mi le doream. Le găsim pe toate pe notină, la un moment dat aveau și o reducere, dar uh, ele erau 50 de lei, cam atât veneau uh, împreună, nu știu, în fine, cu reducere, aveau 40 și ceva, și transportul era gratuit peste 100 și ceva de lei. Și zic, -mă, pentru trei produse nu s-au stau mai Zic, lasă-le, le las acolo la favorite și când o fi, o fi. Și nu mai e bine, cred că la două zile, o zi, două după faza asta, zic, ia, hai să intru să mă uit să văd. Poate, nu știu, mai am nevoie de ceva sau văd eu care e faza și dacă este le comand. Și numai bine că aveam produsele la favorite și el era primul și anume acest mascara de la Essence și când intru pe el văd că scrie jos transport gratuit la comandarea de produse de minim 40 de lei de la acest brand. Zic, gata, am plasat comanda și asta s-a și întâmplat și mi-a venit și super, super repede. Și practic mi l-am luat pe el, este Lash Princess Curl and Volume Mascara, varianta aceasta pe roz. Asta pentru că vreau să încerc să mai renunț cât se poate la partea de mascara waterproof, mai ales în perioadele când nu-mi lăcrimează ochii foarte tare. Și oricum am văzut că aceste mascara sunt chiar rezistente și dacă nu sunt targetate ca waterproof și am zis că ok, hai să-i dau um, o șansă, așa că mi l-am ales pe el. Uh, iar cel de-al doilea produs, tot de la Essence, că, na, de-asta am dat de comanda și până la urmă mi-am luat ce-mi doream. Este această palețică de farduri, Don't Stop Believing In, are șase nuanțe teoretic, doar că sunt poziționate în felul următor, așa, și mi-a plăcut super mult. Și este Don't, uh, Don't Stop Believing In și se continuă cu denumirea fardului, ceea ce mi-a plăcut super mult și avem Your Dream, uh, Your Self, Love, uh, celălalt, Your Power, și Friendship. Și este o paletuță care, nu pot să zic că -a, aveam nevoie musa de ea, dar mi-a plăcut super mult, mai ales pentru partea de călătorii sau, nu știu dacă ai nevoie la un să ai nu prea se întâmplă la mine lucrul ăsta, dar are efectiv toate nuanțele pe care eu le folosesc și le ador. Are o nuanță din aceasta cumva albă mată așa, are pentru tranziție un roz din ăsta așa pudrat și maroniu ăsta subtil pe care pot să-l folosesc și pe sprâncene. Apoi are aceste două nuanțe mai glittery, și asta puțin. Văd că are ceva uh, și el, ceva texturat, dar nu dau seama dacă e si de față sau cei cu el, dar astea două sunt mai si de față, ăsta iarăși e puțin perlat și astea sunt mate. Deci, combinația super, super faină pentru mine. Este și vegan, are și 24 de luni valabilitate. Așa că, da, mă super bucur că am pus mânuța pe ea. Uh, iar celălalt produs, de când? tot cauci și vreau, și eu, o vaselină din aceasta, dar varianta mică, pentru că alea mari nu am ce să fac și am găsit-o pe aceasta de 50 de ml, pentru că tot vânam, o, tot vânam uh, și, da, dacă nu știți cum arată, așa arată și știu că este bună pentru mai multe chestii și pentru mâini, cuticule, cam ce face cutiuța cu minun de la Oriflame, zone din astea uscate uh, și pentru buze, așa că am zis că să o folosesc și eu, dar mi-am tot dorit variantă mică, nu boican din la mare și mă tot totui după ea de câțiva ani, sincer, să fiu, m uitat și prin afară pe unde am mai fost, dar la fel, găseam boi, prețurile foarte bune la ea, dar boican mare, boican mare, zic, mă, n-am ce să fac, puteai mai borcanul și asta mi se pare mare, sincer, să fiu, dar am zis că, hei, hai că merge și ăsta e momentul. Bun. Și cam astea sunt cadourile primite pe care le-am eu pe aici, pe lângă mine. V-am spus că unele mai sunt pe drum, altele o să vă arăt oricum prin vloguri ce și cum o să mai iau dacă o să mai fie casă, dar și cele care nu sunt aici și urmează să vină. Bun, acum hai să vă lasim imaginile cu ce am oferit cadou și cum am pregătit și am aranjat bine față de imaginile pe care o să le vedeți, vă spuneam și pe acolo, am mai schimbat eu parte de ambalare, am mai pus ceva dulciuri, vinuri, chestii pe lângă, dar ideea de bază, cam unde am mers și în ce direcție și ne vedem după acele imagini. Și cum cineva dormea cu spor așa în uh, spatele meu în timp ce eu filmam uh, da, toate chestiile acestea, nu știu când și cum au ajuns în această poziție, dar mi se pare genial. Și mi se pare genial. Și Sami mi se pare genial pentru că nu știu dacă a văzut și v a prins, dar este un pisic care mereu caută să doarmă cu capul pe pernă. Și el de fiecare dată, fiecare are loc sau nu are loc, are o pernuță din asta sau perna mare și dacă nu are loc, își trage și, și așează păturica în așa fel încât să doarmă cu capul pe de pernă. Deci da, minunat. Acum nici nu știu dacă să-l pun pe domnul Reni la loc sau să-i mai las așa puțin să se iubească. Abar n-am că s-a întâmplat asta. Și dacă tot am vorbit atât de cadouri din vlog masulaci, ce a fost în această perioadă, am zis că să vă arăt, vă spuneam, Cadourile pe care eu le-am oferit, asta ca să vă faceți așa o idee de chestii pe care le puteți oferi cadou, nu știu, poate vă ajută în ideea aceasta de a vă mai face atunci când aveți nevoie câte um, un mic ajutor, de a avea un mic ajutor când aveți nevoie de cadouri. Bun, și întâi de toate, uh, cel care se aude este să ce-și dărâmă cutia de boabe prin bucătărie dar întâi de toate am aici cadoul pentru al meu soț și m-am tot chinuit eu să-i găsesc o pijama și nu am reușit efectiv să-i găsesc una care să-mi și placă așa că i-am făcut eu una am găsit separat la pe pereche de pantalon și un tricou iar aici avem și uh, ceasul de la Oriflame pe care vi l-am arătat în uh, ultimul uh, unboxing așa că da, avem uh, un cadou și gata, pregătit uh, apoi am un cadou pentru o dumnișorică care în acest moment este pasionată de patrul al cățelușilor și eu vi le-am arătat când le-am luat de la geam. De fapt, nu, nu vi le-am arătat că vă spuneam că acestea o să fie cadou. Și am așa puzzle-ul acesta cu piese mari de 24 pentru că este micuță. Apoi am o cărticică din aceasta tot așa de la patrul al cățelușilor care are și decolorat și care are toate drăcoveniile în ea, să zic. Și apoi pernuța care are două modele, unul pe față, unul pe spate. Și am zis că nu mai bine o să meargă pentru ea, este și pasionată de și cățelușilor. Este vorba de că am și întrebat-o pe ei, mamă, mi-a și confirmat, sunt ok, nu le are. Cărticica am mai avut-o, dar... Ne am înțeles că a dispărut așa rapid și na, nu mai bine vine și se potrivește și da, pe acolo prin spate vedeți cutiile pentru că o să fie cazul să le așezi un cutii până le oferim, că nu se va putea cu Sami altfel. Uh, bun, aici am iarăși ceva pentru o domnișorică și ăsta vi l-am arătat eu când l-am luat uh, din Jumbo, este joculețul acesta Tower, care mi-a plăcut uh, mie super mult. Apoi uh, aici avem pasiunea pentru Lilo and uh, Stitch, așa că avem o agenduță cu Stitch și cu Pix din uh, Pepco și un uh, parfumel din acesta Be Happy, și un Sami care dărâmă chestii pentru că, hei, de ce nu? De ce n-ar face el chestia asta? M-a ajutat enorm să așez cadourile, practic a trebuit să le păzesc pe toate de el și -o, că am trânt eu cam tare parfumul. Uh, apoi, aici, Doamne ferească, m s-a băgat într-o cutie pe ramă foto da, trecem peste, într-o cutie, într-o pungă aici am o ramă foto și n-am o să vă arăt, ca să nu vă arăt poza. este pentru cineva și aici am un set din acesta de la Ayurveda cu parfum din acesta de corp și cu o cremă de corp și am făcut așa un set, să zic, cu cele două, luate individual pentru că setul, de sincer, nu prea mi-a plăcut ce am găsit Aici, iarăși, am un cadou pentru o domnișoară mai în toată firea și anume un parfum din acesta de la Oriflame în care am pus eu, pentru că l-am desfăcut, desigur, ca să pot să pun în el, un tuș, un mascara și o mască din aceasta de față, pentru că știu că mai folosește și o să o folosească și în familie, împreună cu mama, cu surioara nu cred, dar împreună cu mama, uh, sigur. Uh, aici, aici am un cadou uh, cumva combinat, le-am pus în aceeași pungă pentru că e și de ziua unei persoane și este așa și de family. Uh, și desigur, la parte din ele o să mai vină dulciuri și aici o să mai vină o șampanie sau un vin, dar pe astea momentan acum când filmez nu le-am luat și oricum nu le-aș fi întins aici pentru că cineva abia aștepta să-și bage botul prin ele, așa că mai bine nu uh, și la fel și aici am o am o foto, dar nu voi scoate uh, am două cărți pentru că știu că este pasionată și v-am spus că a fost ziua ei așa că am două cărți din acestea de crăciunistice să le spun uh, un aici n o să vă arăt numele că n-am ce să fac un globulezi din acesta super fain iarăși pentru partea de poze și cu luminițe, setul acesta, setul ghirlanda asta de la Pepco și m-am chinuit, eu am pus aici banda asta să nu se vadă prețul, pentru că da, asta mă enervează la Pepco, sinceră să fiu, că are prețurile puse. Și apoi de decor, că știu că îi place, un felinar din acesta și de asta vă spuneam că căutam eu lumânării, că din asta am geambo și am găsit, de am pus-o acolo în interior. Apoi, hai să mai iau tot așa separate, două ca două Dar la ele o să vină și niște rame pe care vi le arăt imediat. Pe acelea o să vi le arăt. Am aici portofelul de la Oriflame, cel Jordani, nu mai știu cum îi spune. A, ah, Oriflame exclusiv Stockholm, niciun Jordani. Este acela catifelat și nu reușesc eu să îl scot de aici să vi-l arăt. Așa arată. Este foarte drăguț, foarte fain. Și da, știu că și l-a dorit sigur de când l-a văzut prima dată. De asta l-am și păstrat pentru ea, pentru că este efectiv pentru mama mea. Asta pentru că i-am pus aici și un globuleț cu numele ei. Iar apoi, desigur, l-am pe cel pentru tatăl meu și la fel am și la el. Am un parfumel din acesta de la Avon și globulețul cu numele lui. Iar aici mai scos să vină combinație de ce? Pentru că mai am și pentru bunica mea și am aici, na, o ramă o foto cu noi de la nuntă și un glob tot la fel cu numele ei. Dar la ele v-am zis că o să vină și niște rame foto. Vi le arăt imediat și pe ele. Aici iarăși am o ramă foto și o cremă de mâini din aceasta de la Oriflame. La asta cred că o să-i mai schimb eu punguța la un moment dat. La cealaltă nu cred. Adică mai puțin și pe ideea de reutilizare. Și hai să vă mut eu la... A, ah, stați că mai am un cadou pentru cineva care, bine, o să fie mai mult o combinație de, nu de nume și de Crăciun. Tot așa o domnișorică și am aici un porfard de acesta de la Sinsai în care i-am pus palețica de la Note, o pensulă din aceasta de la Oriflame pentru farduri iar în celălalt compartiment hop, hop, hop avem o mascara și un cheiun de ochi. Știu că-i plac chestiile de genul acesta și am zis că, na, o să fie o surpriză foarte drăguță pentru ea și, da, aici o să vină sigur într-o pungă de cadou pentru că, hei, stă asta de la uh, sinsai uh, Iar apoi aici am ramele foto cele mari. Uh, aici am cea pentru naș, dar uh, nu o să vă pozele și așa din ea. Uh, este cea mare neagră de la Jumbo. Uh, și acolo clar o să mai vină niște dulciuri, o sticlă de vin sau poate două, că unul bea aia, unul bea aia. Uh, dar rama este identic cu aceasta, în cazul în care n-ați văzut colul de la Uh, jumbo și da, le am eu așa puse aici în folii pentru a le proteja până le ofer și o să vă arăt acum așa invers. Este cu șase poze și îmi place super mult și de asta vă spuneam că la cadourile părinților o să mai vină ceva pentru că se mai adaugă ramele rama aceea uh, și tot la fel le-am mai făcut și îmi plac super mult și cred că o să-mi fac și mie iarăși cu o ramă așa și o ramă care o aveam eu în casă, dar m-am gândit că s-ar potrivi bine acum ideea și anume generația de doamne din familie. Dacă Mă urmăriți pe Facebook, cu siguranță la un moment dat, cred că ați văzut poza aceasta și o să vreau și eu să mi-o fac la un dat. Poate chiar fac un canvas cu ea, dacă iese un canvas uh, micuț. Dar da, cam acestea ar fi chestiile care se adaugă, se adaugă cumva așa la cadouri. Uh, pe post de rame și v-am zis, dulciuri, o să mai vină ceva șampanie, uh, vin chestii de genul uh, acesta, nu neapărat mai micuțe, că nu sunt micuțe absolut uh, deloc, dar pe care încă nu le-am luat în acest moment, la mine fiind acum când filmez joi înainte de Crăciun și am zis că vineri să mergem să luăm ce mai este de luat pe lângă aceste chestiuțe. Deci de asta vă zic, pe unde mai vine așa cât un vin, o șampanie și ceva dulce. Și cam astea sunt cadourile pe care le ofer, oferim de fapt amândoi de acest Crăciun. Și mai am eu aici, vreau să vă arăt un cadou așa care mi s-a părut foarte fain pentru o tămnișorică așa micuță, micuță. O carte de colorat, din ce am văzut eu, este așa cu ceva prințese, lumea aceasta așa a bazmelor, castele și toate cele. Uh, și am găsit și criticica aceasta cu meștereste acasă cu Findus. Uh, mie acest Findus îmi sună cunoscut. Nu mai mi-aduc aminte bine toate desenele și tot. Și poate să-și scrie aici cu ea parține. Uh, ea este încă micuță, să zic așa, pentru citit. Dar mie mi a plăcut super mult activitățile cum sunt așa pe lună. Și da, sigur, o să fac activitățile cu mami și cu tati. Deci uh, are cine să citească. Și aici dă așa ideile de activități pe care să le facă. Poate să folosească și acum la vârsta pe care o are să facă împreună cu părinții, poate să facă și mai târziu. Mi-a plăcut super, super tare cărticica asta și mi se pare așa un cadou foarte drăguț. Și bine, desigur, cu ceva dulce lângă să na, rămânem așa în tendința acestei perioade. Bun, și cam acestea au fost uh, chestiile așa legate de cadouri. V-am spus că mi se pare niște idei de cadouri pe care le putem folosi tot anul, atunci când avem nevoie să oferim un cadou uh, cuiva. Ideea e că să ne gândim puțin la persoana respectivă și să na, încercăm cumva să adaptăm, să vedem, să ne stabilim și un buget uh, și toate cele. Bun, și îmi dau seama că acesta este și ultimul video din acest uh, an. Na, el cum o să apară și fix pe 31, acum nu cred că o să-l vedeți fix pe 31, dar zilele următoare așa la o cafeluță și o relaxare. Eu vreau să vă super mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și în acest an și am mai crescut aici așa în uh, comunitate, că mi da și îmi mai da și idei faine de video. Ne auzim și prin comentarii. Clar, pentru la anul o să vedem, o să ne auzim într-un video cu ce idei mi-au mai venit, ce mai pregătim și în ce direcție o să mergem. Dar până una alta, eu vreau să vă mulțumesc. V-am spus în primul rând pentru că ați fost alături de mine și sper să rămâneți în continuare. Și să vă doresc un an nou minunat, plin de tot ce vă doriți, tot ce v-ați propus să vi se întâmple, să aveți forța și să aveți sănătatea, în primul rând, pentru a putea realiza ceea ce vă doriți, pentru că, în primul rând, sănătatea este cea de care avem nevoie și, cu ea, fiind sănătoși, putem face absolut tot ce ne dorim. Să aveți un an plin de momente magice, plin de bucurie și de împliniri pe toate planurile. Vă super mulțumesc! Ne vedem la următorul video și la mulți ani! Un an nou! fericit și plin de tot ce vă doriți. Vă pup! Pa, pa!